val de reacții internaționale după atacul armat asupra lui Donald Trump. Printre primii care au condamnat atacul a fost Joe Biden, actualul președinte al Statelor Unite ale Americii și contracandidatul lui Trump. Un mesaj a venit și din partea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dar și de la alți lideri, precum Victor Orban și premierul israelian Benjamin Netanyahu. O reacție a venit și din partea Rusiei, care a acuzat administrația Biden pentru că a creat această atmosferă pentru tentativa de asasinare a lui Trump. I've been thoroughly briefed by all the agencies in the federal government as to the situation, based on what we know now. I have tried to get a hold of Donald. Uh, he's with his doctors. Uh, they, apparently, he's doing well. I plan on talking to them shortly, I hope, when I get back to the uh, telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country.

Nu credem că încercarea de a-l elimina și asasina pe Trump a fost organizată de autoritățile actuale, dar atmosfera din jurul candidatului Trump a provocat ceea ce America înfruntă astăzi, a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pescov și Nicolas Maduro, președintele Venezuela, a reacționat. Quiero în nombre de Venezuela entera, de nuestro pueblo, rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump, desearle su pronta recuperación că bendiga al pueblo de la paz. De la tranquilidad. O altă reacție imediată a venit și de la premierul izraelian Benjamin Netanyahu. Eu și Sara am fost șocați de atacul asupra președintelui Trump. Ne rugăm pentru siguranța lui. De asemenea, prim-ministru Maghiar Victor Orban a postat un mesaj de solidaritate. Gândurile și rugăciunile mele sunt cu președintele Donald Trump în aceste ore negre. Șirul de reacție au fost completat de președintele francez Emmanuel Macron și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a arătat mâhnit de cele întâmplate. De asemenea, oficialul s-a referit direct și la familiile încercate ale celor care au fost răniți.